V-am găsit într-un ziar că ați fost auzit de ceva ele. Am găsit toată acea de e-mail, am scris și mi-a dat aparul, mi-a dat la comand, mi-a dat la comand, n-am știut. Și acolo a zis că puteți să vă dăm dacă de contează domnului Cracos. Și a zis la comand? Pe mail. Și atunci a venit o bună prietenă din București, la toată o lansare și v-a cerut telefonul. Cine știe pe vecinazat acolo mai viața? Dar, știți cum e, tăta afară pe urmă și aici de pe geam. Îmi dorești foarte mult ceva. Și de aceea foarte dur am ajuns. Dar nu mă tăiesc deloc de contacte și nici cu manii ca să duc.
de la Olmanu. Poate nu știa cine să știți cum e. Mă, da, mai, oricine poate să ceară o dată de contact. Nu am putut să fără. Da, cine știe cu cine ați vorbit? Dar e prea multă lume, facem în două serii, de la 7 la 8, la 9 la 8. Să vorbim la microfoane, că... A, da, da, da. Se și imprimă, o imprimă pentru noi, la biblioteca noastră. Da, am înțeles că se transmite ceva? E, pe Facebook vrem să punem. Ah. Știți că sunt de aplicații acum Facebook Live. Visul poate pleca așa și acum. Da, bănesc că și la Cristian nu vreau să facă. La muzeul dar. Mulți au venit să așteptau la ceva scandal. Dar noi am vrut pe partea de nu de scriitor, a citit prozele lui, n-am vrut să vină pe politicul. Hai, pe asta am trebuit de orice are. Am anunțat din capul locului. Fără prebunit. Fără politic. Era să scade cu deodată de el. Unde era pe asta? A citit din ce scrie. Ce text aveți? Nu știu, crezi pe mine? Da. Doamne. Nu știu, nu să-l comentez. Glosăm? Aia nu, aia, glosăm. Să vă rugăm. Da, da, totuși să deschid. Asta n-am cum să dau lor. Nu, după aceea, da, da, sesiune de... Au dus, da? Au dus. Da, da, da. Da? S-au dat. Cred că nu toate. Și unde au autografele? Aici, la masa... Masa va vrea. Da. Doi zece.
Buonasera. Abbiamo admirato a voi. Se su resta? Buonasera, potem începe? O să începem cu o rugăminte de ordin tehnic, telefoanele mobile, dacă se poate să le dați pe silent sau să le închideți. Nu cântăm, dar poate deranja. Aveți 10 secunde? Nu. Bun. Iată-ne la a doua ediție a întâlnirilor cu Dichis, a dialogurilor cu Dichis. În seara aceasta ne întâlnim cu domnul Lucian Boia. Dar până la discutat puțin despre domnul Lucian Boia, vreau să vă spun că Asociația în Exil încearcă să vă obișnuiască cu astfel de întâlniri, cu oameni foarte importanți ai culturii române, ai actualității, să spun așa. Încercăm să-i aducem la Tulcea, să stați de vorbă cu dânsii. De aceea, o altă regulă pe care aș dori, poate nu e o regulă, e o rugăminte. Noi încercăm să moderăm întâlnirea, dar vă încurajez călduros să puneți întrebări. Sunt convins că foarte mulți dintre dumneavoastră au citit din cărțile domnului Boia. Sunt foarte interesante și incitante, să spun așa. Și sunt convins că aveți întrebări de pus. O să deschidem cu o mică prezentare. Partea de moderare va fi condusă de Pit. Mi se pare că este mult mai bun decât mine și decât mulți dintre noi. Da, e jurnalist, trebuie să-și facă datoria. Și să începem. Bună seara, vă spun și eu. Știți mulți dintre dumneavoastră, dovadă și numărul dumneavoastră aici. Domnul istoric, profesor universitar Lucian Boia, profesor la Universitatea de Istorie a Universității din București, preocupat îndeoseb de istoria ideilor și a imaginarului, citesc acum dintr-o prezentare făcută la și de editura Humanitas, la care publică domnia sa. S-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie, jocul cu trecutul, istoria între adevăr și ficțiune, și la imaginar, pentru istoria imaginarului, cât și prin investigarea consecventă a unei largi game de mitologii, de la viața extraterestră și sfârșitul lumii, până la comunism, naționalism și democrație. A adus de asemenea noi interpretări privitoare la istoria Occidentului, a Franței și Germaniei. În 1997, lucrarea sa Istorie și mit în conștiința românească, care a suportat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 ediții, nu? Parcă și 2013. Le-am numărat noi. A stănit senzație și a rămas de atunci un punct de reper în redefinirea istoriei naționale. Aici trebuie spus că a fost și s-a și reproșat, de fapt, că mistifică, că demistifică, deși nu era niciun fel de idee de volumele sale, care în afară de cele pe care le-am citat, mai sunt jocul cu trecutul, istoria între adevăr și ficțiune, două secole de mitologie naționale, mitologia științifică a comunismului, multe, multe pe care le știți, unele se găsesc și aici, am înțeles că încă se mai găsesc. Dacă eu se cuvine să spun că această întâlnire între domnul profesor Lucian Boia și dumneavoastră se datorează, în primul rând, insistenței lui Ștefan Caraman, ca și la precedenta ediție a Dialogurilor cu Dichis, corespondență pe care Ștefan Caraman a purtat-o cu doamna Claudia Florentina Dobre, acolo se găsește, cea care a mijlocit această întâlnire, care este doctor în istorie al Universității Laval din Quebec și secretar general de redacție al revistei Memoria. A studiat la Central European University, unde a obținut un master în studii medievale în 2002, la Universitatea Laval, unde și-a susținut doctorat în 2007, la Universitatea Climent Ohridski de la Sofia, între 2009 și 2010. Cercetător asociat la Institutul pentru Studierea Trecutului Recent de la Sofia, postdoctorant a Universității din București 2010-2013. În 2007 a fost acordată bursa Robert Schuman, după cum știți, unul dintre cei care au pus umărul la... Da? Nu, mai am două secunde, da. Este
Corealizatoare a filmului documentar dedicat deportărilor din perioada comunistă, intitulat Povestit din Bărăgan, amintiri din Siberia românească. Trebuia să fac lucrul ăsta ca să vă mulțumim. Mulțumim. Și acum să intrăm în acest dialog la care, cum spunea și Ștefan, așteptăm întrebările dumneavoastră, să intrați în rând, să-l provocați pe domnul profesor, că eu zic că duce. Și prima întrebare, dacă îmi permiteți, eu voi adresa eu. Domnule profesor, din interviurile dumneavoastră, din cărțile dumneavoastră pe care le-am citit, eu am remarcat un lucru, am remarcat multe lucruri, dar printre cele cu mari frecvență este una, și anume multele definiții ale istoriei pe care le dați. Bun, ați spus nu odată că istoria nu poate fi una singură, istoria nu poate fi obiectivă, istorii sunt multe. Și citesc din dumneavoastră, istoria se diversifică în continuu. Întrebarea mea este, este valabil desigur pentru istoria modernă și contemporană, căci sursele de informații plecând de la oameni în viață sunt alternative și se suprapun. Dar în ceea ce privește istoria veche, aici rămâne de discutat, în lipsa unor altor izboare, poate fi mai variată istoria decât o cunosc istoricii? Bun, ce vreau să spun în această privință, cu privire deci la definirea istoriei? Istoria înseamnă două lucruri. Cuvântul istorie definește două lucruri care sigur prezintă apropieri, dar care în același timp sunt distincte. Și de aici se produce și o confuzie, care n-ar trebui să se producă, fiindcă totuși lucrurile sunt destul de simple. Deci istoria înseamnă mai întâi istoria care a fost, istoria adevărată, istoria cea mare, să zicem istorie cu I mare. Istorie, același cuvânt, definește însă și diversele reprezentări ale istoriei, modul cum reconstituim noi istoria. Și nu este același lucru, nu are cum să fie același lucru. Chiar dacă istoricii profesioniști fac eforturi pentru a se apropia cât mai mult de istoria care a fost. Dar nu avem cum să reconstituim în totalitate istoria care a fost. Deci noi vorbim despre reprezentări ale istoriei. E un tablou celebru al lui René Magritte care reprezintă o pipă. O pipă. Reprezintă foarte realist altfel o pipă. Dar bineînțeles că nu este o pipă, este reprezentarea unei pipe. N-ai cum să fumezi cu ea, de pildă, nu poți să o folosești în niciun fel, nu poți decât să o privești. Deci cam așa stau lucrurile și cu istoria, spune că stau încă și mai complicat. A spune că istoria pe care noi o reprezentăm e totuși ceva mai departe de istoria adevărată decât este pipa desenată, pictată de Magritte, de o pipă autentică. N-ai cum să reconstitui întreaga istorie, sigur, nici n-ai toată informația pe care ai dori să o ai, dar chiar dacă ai avea-o, ai fi complet încurcat. Cum să... E imensă istoria, istoria cea mare, istoria adevărată. În fond, totul este istorie, într-un anume sens, altceva în afară de istorie nu există, nu? Fiindcă vorbim despre trecut, prezent și viitor. Viitorul este doar potențial, prezentul e o linie subțire care desparte trecutul de viitor și până la urmă singura realitate la care ne putem referi este trecutul, adică istoria. Deci nu avem cum să reconstituim istoria în imensitatea ei, în tot conținutul, în toate detaliile ei. Sunt reprezentări ale istoriei și sunt reprezentări, insist, asupra pluralului. Deci dacă istoria adevărată înseamnă ceea ce a fost, tot ceea ce a fost, istoria, aceasta istoria înțeleasă ca reprezentare, nu este doar trecutul, că am spune că istoria este trecutul. Sigur, istoria adevărată este trecutul, dar istoria ca reprezentare este privirea prezentului asupra trecutului. De fapt, nenumăratele priviri ale prezentului asupra trecutului. Trecutul e același. Sigur, se mai schimbă în funcție de cercetări, de documente care mai pot să iasă la iveală, dar chiar dacă n-ar interveni nicio informație suplimentară, punctul de privire din prezent
nu este același. Chiar în același moment, într-un fel vezi istoria, nu știu, de la București, în altfel o vezi de la Beijing, într-un fel o vede un istoric naționalist, în altfel o vede un istoric liberal și așa mai departe și așa mai departe. Deci punctele de privire, punctele de observație sunt foarte diferite. Așa că avem istorie, avem multe istorii atunci când vorbim despre reprezentările noastre. Din păcate, oamenii fac, și nu pot să le pretinz, în general nu sunt profesioniști ai istoriei, și fac confuzia asta. Și mai ales vor o istorie întru totul adevărată, întru totul sigură. Bine, le dau o informație care poate îi va dezamăgi. Nu o să aibă niciodată istoria asta cu totul sigură. A trecutului și privirea este schimbătoare și este diferită de la persoana, de la grupul, de la comunitatea care privește spre trecut. Cam asta ar fi o foarte simplă teorie a istoriei sub cele două împățișări ale ei, istoria cea adevărată și istoria reprezentare. Vreau să vă întreb și eu ceva. Să pornim de la... Se întâmplă niște lucruri astăzi. Uitați, cel mai recent Brexit, expansiunea Chinei, economică și, mă rog, și ca putere. Ce se întâmplă în țările arabe de câțiva ani de zile. Ce vreau să vă întreb? Am stat și m-am gândit, dar nu mai găsit un răspuns. Un istoric, pentru un istoric. Trăim cumva acum o perioadă de mișcări tectonice ale istoriei sau sunt doar irelevante și doar etape de parcurs și practic undeva în viitor, că tot vorbim de istorie de la plus, de la minus la plus, au vreo relevanță acum? Se întâmplă întrebări lucruri foarte importante despre care peste 50-100 de ani se va vorbi la modul, poate chiar, mă rog, ca și subiect de cercetare. Da, acum, secolul 21. Mai întâi nu mă puneți să vorbesc despre viitor, fiindcă eu nu cred în viitor, adică nu cred în capacitatea numai a istoricului. Eu nu cred în capacitatea nimănui de a se pronunța, de a se pronunța cu acuratețe și în mod credibil cu privire la viitor. Cred că viitorul ne este complet necunoscut. Din fericire, mai curând, vă dați seama, ar fi cumplit să știm fiecare dintre noi ce ne va aștepta de acum înainte. Viața n-ar mai avea niciun haz, n-ar mai fi nicio plăcere să străiești viața și să parcurzi istoria. Nu, cred că, sigur, omul se tot gândește la viitor, își face proiecte, orice proiect uman trebuie să cuprindă dimensiunea asta a viitorului. Însă istoria a dovedit-o și o dovedește fără încetare că viitorul este de foarte multe ori altfel de cum ni-l închipuim. Ce putem totuși spune, sau ce pot să spun eu, ce cred eu, cred că istoria se accelerează. Bine, asta nu e o idee prea originală, evident că se accelerează. Lucrurile se schimbă tot mai repede, se schimbau cândva de la o generație la alta, acum se schimbă pe fragmente de generație, în interiorul unei generații. Lumea a devenit tot mai mică, e foarte mică. Lumea asta era imensă. Când s-a făcut primul ocol al Pământului, Magellan, nu? Prima parte a secolului al XVI-lea, cât a durat? 3 ani de zile. Deci lumea a durat 3 ani. Ceva mai târziu, în secolul al XVIII-lea, sunt călătoriile în jurul Pământului, Cook, Bougainville, 2 ani. 2 ani de zile. Era o lume imensă. În vremea lui Jules Verne, știm cu toții, ocolul Pământului în 80 de zile. Sigur, ipotetic, dar calculat riguros de Jules Verne, punând cap la cap orariile trenurilor, vapoarelor și mijloacelor de transport de care dispunea lumea pe la 1870-80 de zile. Acum, ocolul Pământului se poate face, nu știu dacă într-o zi, dar în 2 zile cu siguranță îl faci, dar nu mai ai nevoie să-l faci, fiindcă ai internetul, ai toate mijloacele prin care poți rezolva lucrurile la fel de fapt cândva călătorind dintr-o parte în alta planetei. Deci lumea a devenit foarte mică, lucrurile merg tot mai repede,
Contactele între oameni sunt tot mai simple și mai numeroase, sunt instantanee. Tehnologia a dezvoltat capacitatea fiecărui individ sau mic grup de a acționa. S-a văzut în cazurile de terorism, chiar aproape de la egal la egal cu marile puteri ale planetei. Deci cred că lucrurile se precipită și se complică. Cred că schimbările vor fi tot mai rapide, mai neașteptate. Sunt tot mai mulți factori care intervin, care au o greutate, cum să spun, până la nivelul simplului individ. Și putem fi tot mai puțin siguri de previziunile noastre. Vedeți că vorbeați de ultimele întâmplări pe scena mondială. Ce poți să spui? Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Unii spun, perfect, Uniunea Europeană se va consolida. În felul acesta, Marea Britanie punea bețe în roată. Alții zic, este începutul sfârșitului pentru Uniunea Europeană. Ce alegem? Ce alegem din asta? Ce să vă spun eu cu privire la viitor? De câte ori sunt întrebat cu privire la viitor, spun simplu, nu știu. Dar sunt atâția care știu cum va fi viitorul, încât aveți cui să vă adresați. Dar eu nu știu, nu știu absolut nimic despre viitor. Ce vreau să vă întreb, ce a spus dumneavoastră? Aglomerarea asta de evenimente, faptul că lucrurile se mișcă tot mai repede, nu cumva de reamintează istoria? Mai e bună istoria la ceva? Mai ai ce să reții? Având în vedere că lucrul care se întâmplă acum este înlocuit imediat de altul, care poate nu lasă nimic în urmă. Ai istoria ca preocupare intelectuală, spuneți, ca, nu neapărat, ca disciplină, ca știință. Și ca disciplină, dar și ca material de lucru. Problema, sunt atât de multe lucruri care se întâmplă într-un timp. Cu ce să lucrezi? Să vă spun alt secret de al meu. Bine, nu înseamnă că am întotdeauna dreptate. Dacă mă întrebați la ce folosește istoria, poate că exagerez puțin spunând ceea ce o să spun imediat, deci ce vreau să spun este că istoria nu folosește la nimic. Nu cred ceea ce se spune, e o vorbă veche, că istoria se repetă. Vă spun eu care e vorba adevărată, istoria nu se repetă niciodată. Deci, la ce ne folosește? Eu curiozitate, la ce ne folosește? Dar la ce folosește viața? La ce folosește... Mă refer la ce se întâmplă acum, la ce se acumulează tot mai mult, mai relevant, mai poate... Nu, trecutul nu ne folosește pentru a defini viitorul. Mi se pare că viitorul e cu totul altceva și asta spuneam, istoria merge tot mai repede, sunt mai mulți factori care intervin în mersul istoriei și nu... Prin analogie cu trecutul, se fac tot felul de analogii. Anul trecut, acum s-a mai liniștit lumea, fiindcă a intervenit Brexit-ul. Când intervine un eveniment din ăsta dramatic, te liniștești apropo de evenimentele de anul trecut sau de săptămâna trecută. Dar anul trecut era la modă invazia asta islamică în Europa. Parcă n-am mai auzit vorbindu-se despre ea. Da? Nu, dar imediat s-a construit, mulți au construit un viitor apocaliptic, prăbușirea civilizației europene, vine islamul peste noi, analogii mai ales cu căderea Imperiului Roman, s-au auzit și la noi, e o nouă prăbușire similară celei a Imperiului Roman, o prăbușire a civilizației europene și așa mai departe. Da, nu... Nu rezolvăm nimic prin analogie cu trecutul. Sunt convins că viitorul va fi altceva și mereu altceva. Și asta e viața. Lucrurile se schimbă, unor dramatic, unor fericit, altor nefericit. Sunt un amestec. Domnule profesor Lucian Boian, o altă definiție pe care o dați istorie este că este un exercițiu de coerență. Dar iată că în funcție de premisele care stau la baza unei teorii, dacă îmi permiteți, poate că e pretențios termenul, istorice, pot genera interpretări la rândule, pot determina sisteme coerente diferite. Unde e coerența? Coerența e în ochiul celui care interpretează, care propune niște premise în... Da, nu sunt convins că istoria asta cu I mare, istoria adevărată, istoria unică, istoricul e un mare făuritor de coerență. Deci istoriile noastre, istoriile astea multe, reprezentările, interpretările noastre, sunt mult mai coerente decât istoria adevărată. Fiindcă istoria adevărată cuprinde
o infinitate de fapte, de raporturi, de mișcări, de e o mișcare browniană până la urmă, istoria adevărată. Ori istoricul o obligă să intre și bine face, cum să spun, din calpă nu s-ar alege nimic, e un amestec, un amestec imens. Dar istoricul în felul ăsta simplifică istoria și îi dă o rigoare, îi dă un sens pe care nu sunt convins că istoria îl are în realitate. Și nu numai un sens, dacă ar fi un singur sens, sunt mai multe sensuri, sunt mai multe interpretări. E o interpretare. Comunismul în România a fost bun. Pleci de la premisa asta, ți-ai construit o teorie, ai determinat, ai făcut un sistem corect. Sunt două interpretări cu privire la comunism. Sunt mai multe, dar simplificând, sunt două. Comunismul a fost bun și cealaltă, comunismul a fost rău. La alegere. Eu am scris în... Fiindcă a venit vorba despre comunism în cartea mea cea mai recentă, Strania istoria comunismului românesc. Apropo de disputa asta, dacă a fost bun sau a fost rău sau a fost așa și așa, deci m-am referit la o vorbă pe care a spus-o Talleyrand. Când a fost ucis ducele d'Enghien, mă rog, este un episod din istoria Franței, imediat după 1800. Vorbele lui Talleyrand au fost, este o crimă, este o greșeală. Deci, părerea mea este, sigur, e latura criminală a comunismului care este evidentă, dar mai e și latura cealaltă socială și așa mai departe. Fiecare și are propriile amintiri ale lui, ale familiei despre comunism și fiecare, până la urmă, e liber să considere cum crede de cuvință. Dar peste toate, comunismul, sunt convins că a fost o imensă greșeală istorică, fiindcă a fost o utopie. Și dacă te apuci să materializezi o utopie, iese un dezastru. Nu ai cum, fiindcă societatea reală, umanitatea reală, refuză datele utopiei. Deci societatea a fost obligată să meargă spre un cel fericit, care nu putea să fie atins, și s-a ajuns într-o nenorocire, s-a ajuns într-o fundătură a istoriei. Deci, din punctul meu de vedere, asta le împacă pe toate, și comunismul bun, și comunismul rău, și comunismul cum o mai fi fost, însă peste toate a fost o utopie și, în concluzie, a fost o imensă greșeală istorică pentru care plătim astăzi și vor plăti probabil și cei care încă nu s-au născut, că nota de plată este substanțială. În consecvență cu dumneavoastră, spuneați că, l-am dat într-una dintre cărți, că problema comunismul în România, deși Partidul Comunist Român avea mici contingente în 1944, este diferența de clase sociale, pentru că în alte țări nu s-a făcut atât de simțit, nu? În încercarea de materializare, de impunerea doctrinei. S-a făcut simțit peste tot, nu se poate spune că nu s-a făcut. Dar la noi are niște note în plus, niște note extravagante. Da, ceea ce a ușurat implantarea comunismului la noi a fost cu siguranță fractura socială, care e foarte, foarte importantă în perioada interbelică. Cum să vă spun, noi vorbim despre splendidele realizări culturale ale perioadei interbelice și despre un proces de elita intelectuală în primul rând și o anume modernizare, sunt tot felul de elemente de progres, bineînțeles, în perioada interbelică și mari nume ale culturii românești, dar să nu uităm că și Ceaușescu și Elena Ceaușescu sunt tot produse ale perioadei interbelice. La fel ca Mircea Eliade sau Emil Cioran. Sunt tot produse ale perioadei interbelice, adică produse ale acelei jumătăți din România, sau mai mult de jumătate chiar, care trăia totuși într-o anume precaritate și socială și clandestinitate chiar, sau da. Ilegalitate. Deci comunismul a mizat pe aceste categorii defavorizate și le-a dat sentimentul. A fost chiar o realitate promovarea lor, dar poate mai mult decât realitatea materială a promovării, a fost sentimentul că sunt luați în considerație, în sfârșit, oamenii respectivi, muncitori, țărani, săraci, etc., etc., și din ei s-a ridicat noua elită creată de comunism și așa mai departe. Deci fractura socială explică multe din procesele și din extravaganțele comunismului românesc. Întrebări din sală.
Nu să spun că nu, am scris o carte, deci după ce am scris mitologia științifică a comunismului, la scurt timp, mi s-a părut chiar corect să scriu o altă carte care se intitulează Mitul democrației. Sigur că democrația este, dacă o vrem, până la capăt, are o parte, are un conținut, are un sens, un sens utopic, da? E ideea că fiecare individ are partea lui de decizie, că până la urmă cei mulți sunt cei care decid. E multă manipulare și în ideea asta, sigur că da. Dar pe de altă parte, democrația și are și partea ei de rezistență, de rezistență istorică. Nu se pot nega progresele pe care le-a adus democrația. De altfel și comunismul a fost democratic în felul lui. Nu, e aici o întreagă discuție. Cei doi piloni ai democrației, și mă refer la Tocqueville, autorul clasic care a scris despre democrație. Deci democrația înseamnă două lucruri în principal. Înseamnă libertate, cât mai multă libertate pentru individ și din toate punctele de vedere, și înseamnă egalitate, cât mai multă egalitate. Libertatea și egalitatea se cam bat cap în cap. Cu cât ai mai multă libertate, cu atât egalitatea e în suferință, și cu cât vrei să obții mai multă egalitate, cu atât pierzi din încărcătura de libertate. Democrațiile occidentale au mizat pe libertate în primul rând, sigur, și egalitate din multe puncte de vedere până la un punct. Comunismul invers a mizat pe egalitate în dauna libertății. Deci o întreagă discuție și cu privire la democrație. Da, democrația absolută este o mitologie. Dar cred că există și o democrație înțeleasă rezonabil, cum să spun, până la un punct funcționează. Dincolo de punctul respectiv, ne amăgim. Vorbim despre români, de spiritul, să spunem, vorbire, Iorița în secul i-a spus, deci avea acest timp informativ, bine spus acum, cât mai bărbați, cât mai așa, cai învățați, și totuși această renunțare, cu toate aturile, deci voi multe și vorbunile de mine, există adevăr în acest... Bine, credeți că eu am răspuns la toate. Deci primul meu răspuns ar fi că nu știu, că n-am nici cea mai mică idee. De ce cauză v-am pus această întrebare? Pentru că unul este cel mai mare material. Noi suntem acum, suntem oameni spațiali, vedem spații de contrate din insegurile. Ne imaginăm că cineva temporal vede timpul în poate ca o figură, spune ca un sfârșit. Bănuiesc că de-a lungul timpului reflex sau această... de a vedea timpul. Da, da, da. Și aveți o imagine globală asupra. Credeți-vă, eu am format reflexul de a înțelege tot mai puține din istorie. Cu cât mă gândesc mai mult și cu cât adun mai multă informație. Deci eu nu cred într-o psihologie, cum să spun, esențială a poporului român. Cred în anume faze, sigur că da, există o rezultantă. Românii sunt foarte, foarte diferiți între ei și foarte asemănători cu toți ceilalți. Să nu exagerăm acum diferențele, sigur, nici asemănările. Și din toate astea vei avea o rezultantă, dar o rezultantă cu un caracter istoric foarte pronunțat. Deci nu cred că românul are o anume tipologie din evul mediu, trecând prin epoca modernă, trecând prin comunism și ajungând în post-comunism și mai știu unde. Deja societatea românească de astăzi e foarte diferită de cea din vremea comunismului, cât de mult am fi moștenit, din păcate, din comunism. Comunismul, iarăși,
la vremea lui a schimbat foarte mult pe român în raport cu modul cum gândeau și se comportau românii înainte de epoca comunistă. Deci nu cred că putem identifica o psihologie esențială, permanentă, a poporului român care și-ar găsi reflectarea în Miorița. Nu că nici nu e complet o asemenea apropiere, fiindcă există o notă de fatalism la români. Asta mi se pare evident, dar este tot produsul, e tot produsul istoriei. Deci o societate obișnuit cam prea mult să se afle sub comanda altora, de-a lungul secolilor. A venit și comunismul care a mers tot în această direcție. Deci, cred că românul, în ciuda unei mitologii istorice, cum ne-am bătut noi cu turcii și așa mai departe, cred că are mai curând de a se apăra în felul ăsta pasiv, de a lăsa să treacă furtuna mai curând decât să se împotrivească deschis. Asta s-a văzut și nepotismului. Dacă comparăm, eu știu, două țări cam din aceeași zonă a Europei, dar sigur și cu trăsături și istorii distincte, mă gândesc la România și Polonia, vedem două tipuri de comportament foarte, foarte diferite. Deși a existat o rezistență anticomunistă, evident, și în România, dar o rezistență care până la urmă n-a reușit să atingă masa critică și să conducă, precum într-adevăr, la ceea ce până la urmă a devenit rezistența aproape a unei națiuni întregi și care a lovit puternic în regimurile comuniste. Deci la noi mai curând, până la urmă am scris și în cartea asta, că ne place sau că nu ne place, am scris-o cât se poate declar, românii l-au meritat pe Ceaușescu. Nu fiecare român în parte, bineînțeles, dar românii, societatea românească. În alte țări comuniste din Europa, totuși nu s-a ajuns atât de departe la genul ăsta de comunist dinastic, la un comunist de adeptul extravagant, la marele conducător care le decide pe toate. Deci un regim care a fost asemănat și pe drept cuvânt cu regimul din Coreea de Nord, nu cu un regim comunist european. Și cred că starea asta de acceptare, de răspundător supunere până la urmă, e o trăsătură de care România ar trebui să se lepede, dar să leapădă cam greu. Domnule profesor, una dintre tezele dumneavoastră este că miturile, și asta și definiția, de multe ori definiția mitului, proliferează în epoci tulburi. Întrebarea mea este, favorizează lipsa de cultură, ne referim la contemporaneitate, poate mai puțin apariția, dar mai ales propagarea miturilor contemporane în ceea ce privește România. La ce mituri vă referiți? La miturile contemporane, domnule profesor. Miturile contemporane? După 90, le-ați tratat, ați spus că discursul despre istorie este de fapt un discurs despre prezent. Haideți să trecem după 1989, dar toate miturile, de la Daci încoace, și să privim perioada asta, vă rog, să vă raportați la perioada după 1990. Da, da. Bun, problema asta cu miturile, nu știu, mereu mi se pun în față miturile, eu sunt marele demitizator, deconstructor al miturilor. Mi s-a spus și demistificator de câte Eugen Simion, da? Demistificator, demitificator poate. Și demistificator, în sfârșit nu se știe prea bine ce sunt și ce nu sunt. Deci... în ceea ce mă privește, nu consider că aș fi pornit un război împotriva miturilor. Cred că miturile sunt inevitabile, că ne plac sau nu ne plac. În fond, un mit este o mare credință care poate îngloba și elemente reale, dar sigur le ridică într-un plan simbolic foarte înalt. Au rolul lor în fixarea
identității unei comunități, în stabilirea unui liant puternic între membrii comunității respective și joacă rolul în anume faze, în anume faze istorice. Miturile naționale românești au contribuit din plin la, la crearea statului unitar român, la crearea României în multe rânduri. Ideea asta că Mihai Viteazul ar fi realizat o unitate națională este un mit, dar este un mit care a fost pus în slujba unei istorii reale. Dacă Mihai Viteazul nu a creat România, în ciuda aparențelor, dar el n-a creat România la 1600, să nu ne facem iluzii în privința asta, a creat-o sau a ajutat substanțial la crearea României la 1859, deci postum, la 1859 și la 1918. Sau Dacia Antică. Raportele românilor de astăzi cu Dacia Antică sunt cât se poate de vagi, putem discuta la nesfârșit. Bun, în mitologia românească, însă Dacia, fie că e vorba de Dacia preromană sau de Dacia romană, fiecare cum crede de cuvință, reprezintă în fond proiecția României de astăzi în trecutul îndepărtat sau spațiul primordial pe care s-a construit România actuală. Ce anume? Neapărat dinastic, așa cum considerau. Da, bine. Deci, există mitologia asta, exista mitologia romană. Sunt mitologii și ca istoric e normal să le explic, să le deconstruiesc. În același timp le recunosc rolul în construirea României moderne. Nu, problema este că prin mituri se pot și manipula oamenii foarte ușor. Deci manipularea prin istorie a fost în inima ideologiei comuniste. Mai întâi o istorie antinațională, faimosul manual al lui Roller din anii sfârșitul anilor 40 și anii 50, când totul s-a răsturnat în interpretarea istoriei românești, și apoi ca într-o uriașă mișcare de balans, cu cât a fost mai antinațională istoria la începutul anilor 50, cu atât a devenit mai națională, chiar naționalistă, chiar ultranaționalistă în anii 70 și 80, în anii lui Ceaușescu. Istorie, tocmai fiindcă istoria oferă oamenilor unei comunități, îi conferă totuși liantul esențial. Nu, fiecare comunitate este forjată prin istorie și atunci manipularea prin istorie este, cum să spun, aproape de la sine înțeleasă pentru cei care vor să îi manipuleze pe oameni și se bucură în general de succes. Oamenilor le place să creadă. E bine manipularea lui Ceaușescu, sărbătorirea celor 2050 de ani de la întemeierea statului dac, unitar, independent al lui Burebista, când în fond era în fond atât de grosolană manipularea respectivă, fiindcă se vedea cu ochiul liber că nu e vorba atât de Burebista sau că nu e vorba deloc de Burebista, cât e vorba de Ceaușescu, de România lui Ceaușescu, care răspundea peste veacul sau peste milenii cu ceea ce ar fi făcut și greu de spus în ce măsură și până unde a făcut Burebista. În orice caz era altă istorie decât istoria României comuniste sub Ceaușescu. Deci istoria este instrumentul cel mai la îndemână pentru a-i manipula pe oameni și oamenii trebuie să fie foarte, foarte atenți, să ne ferim de manipularea prin istorie. Adică este un lucru la care aproape fiecare membru al unei națiuni ține foarte mult la propria istorie. Și atunci când îi spui cât e de frumoasă istoria asta, chiar cu exagerări sau chiar cu deformări sau chiar cu minciuni, omul e tentat să creadă, fiindcă e mințit frumos, cum să spun, dar e mințit cu un anume scop. Atunci sunt găsit și un antidot pentru expresia dumneavoastră, intoxicarea prin istorie? Antidotul bun ar fi cultura, ar fi o cultură critică, care din păcate s-a cam estompat în România de astăzi. Nu știu, am avut-o la un moment dat, au reușit intelectualii români, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, să se
rupă de multe clișee naționale, naționaliste. A fost acțiunea Junimii în epocă, Titu Maiorescu și ceilalți. După aceea, însă, deja în perioada interbelică au revenit exagerele de acest gen. Mă gândesc la ideologia legionară, la iarăși mitologia dacică, revine în forță încă din anii 30-40, apoi va fi preluată și amplificată în vremea lui Ceaușescu. Nu, cred că la noi astăzi este o mare confuzie, o cacofonie intelectuală. Și omul obișnuit nu se dă seama până la urmă cine are dreptate, cine nu are dreptate. Stăm cam prost cu spiritul critic. Întrebări? Curaj? Sunt nu știu câți istorici sala aceasta. Mai doi. Referire la ce? N-am înțeles. Civilizația folclorică. Civilizația folclorică? Nu știu, e un subiect pe care nu-l cunosc sau n-am meditat asupra lui. Cum să curgă poporul român într-o civilizație folclorică? Dacă vreți să detaliați puțin întrebarea, că nu mi-e deloc clară. Da, cred că toate civilizațiile au început din mediul rural. La noi o stare care s-a prelungit mai mult. Civilizație predominant rurală, cu o burghezie care s-a dezvoltat târziu și în bună măsură nici n-a fost românească la început, în secolul al XIX-lea. Dar nu știu ce să spun, doar dacă ne referim la o anumită întârziere economică, pe motive economice și sociale, dar în rest, nu, chiar că nu e un subiect pe care să-l pot dezvolta, nu. Dacă ați avea ceva mai precis de spus ca să organizăm o discuție sau chiar o polemică, dar nu e perspectiva mea asupra istoriei. Ieșiți. Nu, eu nu spun neapărat mit, nu trebuie să mă considerați că sunt obsedat de problemele mitologice, da. Asta recunosc, că am un anume fel de a fi, dar e felul meu de a fi, nu cred că... Că cele mai neclare perioade sunt cea de după retragerea aureliană și din perioada interbelică? Bine, e mileniu întunecat, cum mi se spune, după retragerea aureliană. Evident că sunt foarte multe neclarități din lipsa de informație și de aici și teoriile care se bat cap în cap, inclusiv teza imigraționistă față de cea vizând continuitatea românilor. Astea sunt lucruri știute.
Dar ce e atât de neclar în perioada intervenică, nu știu, este o istorie pe care o cunoaștem foarte bine, depinde acum cum o interpretăm. Și ce legătură au lucrurile astea unele cu altele? Nu, vă spunem că nu înțeleg, poate nu mă ajută pe mine mintea și sunt istorici foarte subtili cei. Știți, să vă spun altceva, că nu știu cum e cu teoriile astea și cine le susține, dar de problema asta a continuității sau invers de teza imigraționistă, eu m-am plictisit până peste cap de foarte multă vreme. Deci vă spunem că nu mă interesează absolut deloc și cred că n-are nicio relevanță, ar trebui să lămurească și ungurii și românii și să termine și unii și alții cu implicațiile actuale pe care le-ar avea susținerea unor asemenea teze. Nu știu dacă românii au continuat sau nu să trăiască în spațiul carpato-danubian, dacă au venit din altă parte, n-are nici cea mai mică relevanță, fiindcă bătaia aici este la lucrurile actuale, nu la trecut. Deci România este România, națiunea română este națiunea română, între hotarele ei. Și astea nu se vor schimba, fiindcă cineva spune una sau altcineva spune alta. Deci, nu știu, e atât de politizată. Eu înțeleg ca istoric, dar sunt complet dezgustat de polemicile astea în jurul continuității sau necontinuității românilor, fiindcă toate nu se fac de dragul istoriei, nu se fac de dragul științei, se fac de dragul Transilvaniei, cum să spun. Or, problema e rezolvată, e terminată acolo. Adică? Eu nu știu exact care este spațiul în care s-a format poporul român. Poate că s-a format într-o parte a spațiului nord-dunărean, s-a putut forma în același timp și la sud de Dunăre, au putut să fie mișcări de populație. Nu știu, informația lipsește. Repet, toate demonstrațiile care se fac sunt foarte politizate și sunt cam trase de păr și unele și altele, și de unii și de alții. Pe partea științifică ne oferă o informație care nu este suficientă din punctul meu de vedere. Deci dacă vreți să spun foarte drept, eu nu știu exact pe ce spațiu s-a format poporul român, dar nimeni nu știe exact treaba asta. Și nu e vorba, cred că eu mai mult decât o nuanță aici, este vorba de limba română, fiindcă limba română s-a format. Bun, sunt mulți lingviști, inclusiv români, care simt nevoia și adăugării și unui spațiu balcanic. Sunt asemănările cu albaneză și așa mai departe. Deci, poate că e o îmbinare a continuității cu imigraționismul, ce știu eu. Dar lucrurile astea, deci, mai întâi, eu nu le cunosc, deci cine le cunoaște, bravo lui. Iar pe de altă parte, repet că m-am săturat de povestea asta, fiindcă nimeni nu face istoria asta de dragul istoriei respective. E vorba de raporturile dintre România și Ungaria, e vorba de Transilvania. Ne învârtim mereu, că o recunoaștem sau nu, în jurul Transilvaniei. Problema Transilvaniei e reglată deja. E cât se poate de reglată. Uitați-vă la Kosovo, la ce i-a servit Serbiei să susțină că acolo a fost leagănul națiunii sârbe și așa mai departe, că 90% din populație e populația albaneză. Deci Transilvania aparține poporului român, indiferent cu continuitate sau fără continuitate, fiindcă de secole multe încoace și în prezent mai mult chiar decât în secolele precedente, marea majoritate a populației, populația românească, și oamenii ăștia au vrut să se unească cu regatul, să formeze România Mare. Iar situația asta s-a consolidat, cum să spun. Românii procentual au devenit încă și mai numeroși de la Marea Unire din 1918. E o situație reglată. Ne bătem degeaba în jurul problemei cu... Nu, eu cred că aici e o lipsă de informație pe
să o suplinim niciodată, fiindcă asta e informația, până la urmă, de care dispui. Și să construiască aici ce vrea, dar, din păcate, construcțiile astea au un caracter pronunțat ideologic și se caută altceva decât răspunsul la niște probleme istorice. Deci informația pe care țin să o dau, așa cum văd eu lucrurile, este că problema Transilvaniei este reglată definitiv. Dacă asta ne liniștește, e bine. Să încercăm. Eu s-ar putea să fi trăit și mai mult. Ce spuneți? Da, sunt avantajat. Știu mai multe, da. Nu, bine, sigur că nu știm și în trava actuală putem să construim orice fel de scenarii, un scenariu care să meargă într-un sens și un scenariu care să meargă exact în sens. Spuneți? Da, două sau mai multe. Deci istoria nu e decisă dinainte, istoria se decide în fiecare moment. Deci dacă s-ar fi procedat altfel atunci, în august 44, nu știu, ce pot să spun, ce am acum în minte, este că ar fi urmat aceeași cucerire sovietică. Până la urmă, țările astea care au devenit comuniste au ajuns în situația respectivă strict în urma înaintării Armatei Roșii. Că au fost adversare ale Rusiei, precum România, că au fost în principiu aliate, precum Polonia sau Cehoslovacia. Și diferențele țin de istoria particulară a țărilor respective, de cultură, de mentalități, de atitudini. Da, dar românii n-ar fi fost alții dacă Antonescu n-ar fi fost închis în safe, cum să spun, adică... Bine... Cred că românii au o lungă istorie de supunere și o spun deschis și cât se poate de direct, fiindcă trebuie să scăpăm de asta. Suntem prea, prea ascultători, prea ne ducăm capul așteptând să treacă. Să fim mai critici, să fim mai solidar, să fim mai activi, să fim mai atenți cu ce se întâmplă, cu... Ne lăsăm cam ușor încălecați, spunând că lasă că trec și astea, că asta e fatalitatea, nu? Bietul om se află sub vrem. Deci cred că există o mentalitate, nu e mentalitatea esențială a poporului de la nașterea lui și până la sfârșitul lumii, bineînțeles. E o mentalitate de o istorie care
l-a apăsat pe român de-a lungul secolelor. Dar lucrurile cred că așa se prezintă. Cred că românii s-au dovedit și în timpul comunismului capacitatea de a organiza o rezistență. Am dat exemplu Poloniei, deci comparația care mi se pare în munți și așa mai departe, grupuri sociale sau multor persoane critică, n-au putut să mobilizeze națiunea. Nu, și lucrurile continuă, cum să spun, sunt atâtea nereguli astăzi în România și unor se reacționează, dar de cele mai multe ori nu se reacționează sau se reacționează târziu. Social-democrația? Nu cred că se crede comunism. Nu. Social-democrația este, cel puțin în lumea occidentală de astăzi, o componentă esențială. Eu sunt democrat creștine sau de orientare liberală. Nu, social-democrația nu se... E mai curând o pavăză împotriva deturnării comuniste a evoluțiilor. Nu, explicați-mi ce aveți dumneavoastră în minte. Credeți că socialdemocrația e vinovată de... Nu, până la urmă, sistemele occidentale sunt o îmbinare de liberalism și social-democrație. Deci, sunt cele două tendințe care au fuzionat într-o sinteză destul de echilibrată, adică libera întreprindere a liberalilor, care, mergând singură, ar fi dus la abuzurile pe care le cunoaștem din epoca industrializării sălbatice de secolul nostru. Poftim? Da, da. Nu, dar nu doar Marx cu Capitalul, sunt lucruri adevărate, că totuși nici comunismul, nici socialdemocrația nu s-au pornit din nimic. Deci nu doar Marx se referă sau Engels la mizeria clasei muncitoare din Anglia, sunt și romanele lui Dickens, dacă vreți. Nu idealizăm acum liberalismul de secolul XIX, care și-a avut rolul lui în crearea societății moderne, în crearea lumii occidentale. Nu, cred că Occidentul a reușit și asta l-a și salvat de experimente precum comunismul. Cred că a reușit o îmbinare de funcțională între tendința liberală și cea social-democrată. Deci nu îi bănuiesc pe... Cred că mai curând neapără, da. Domnule profesor, unul... Nu sunt un social-democrat, cum să spun, dar... Și nu mă refer, nu știu dacă v-ați gândit la Partidul Social-Democrat din România, că aici ar fi altă discuție. Nu sunt convins că e chiar un partid social-democrat, chiar dacă zice așa. Din România? Nu, da, eu mă gândeam la Occident acum. Da. Nu că dacă vorbim despre PSD este altă discuție. Domnule profesor, unul dintre subcapitolele cărții dumneavoastră, Istorie și mită, conștiința românească, se referă la tăierea boierilor, dosarul Ioan Vodă, în care exemplificați, prin mărturii ale cronicarilor, excesul de putere care este evident în beneficiul țării, în profitul oamenilor. Întrebarea mea este, au fost mineriadele post-decembriste asemenea tăieri moderne de boieri? Se pot asimila acestui fenomen pe care dumneavoastră îl concretizați?
Da, bine, mineriadele au fost rezultatul unei imense manipulări, asta știm prea bine. Vorbesc de tăieri de boieri, de justificarea gestului crucial, sângeros, de mare cruzime al lui Vodă, al șefului, de a face aia. Da. Decapita un guvern, de exemplu. Dar nu, să faceți niște apropii la care nu mi-a stat gândul până acum, dar... Nu văd, deci vă referiți la un capitol, trebuie să mă gândesc bine că eu am scris istorie și mita cu 20 de ani. Deci e vorba de tăierea boierilor, mă refeream la cum să spun, motivarea adusă regimurilor autoritare. Exact. Deci domnitorul este cel care are dreptate, Ștefan cel Mare, de pildă, în fața boierilor și de aici... Critica afirmațiilor lui Ureche, nu se spunea Ureche, istoriografia comunistă se află pe poziții de clasă când spune că Ștefan cel Mare era iute la mânie, vărsător de sânge, de sânge nevinovat. Deci cum să fie sânge nevinovat, că boierii sunt vinovați și domnitorul care îi reprezenta, eu știu, nu numai pe boieri, îi reprezenta și pe cei mulți, reprezenta țara, este cel care are dreptate. Deci tăierea boierilor era privită favorabil, era un slogan comunist de natură, sau autoritar, în orice caz, însă folosit de comuniști, de natură a justifica conducerea autoritară, conducerea autoritară a țării. Ce legătură au mineriadele cu treaba asta, nu știu, încercați să-mi spuneți. Eu a mineriadelor. Și care e acea grilă? Bun, deci nu știu dacă trebuie mereu făcută trimitere la mitologie. Este clar că ce s-a întâmplat după Revoluția comunistă, anticomunistă sau fața Revoluției anticomunistă din decembrie 89, când comuniștii au rămas la putere în continuare, și au căutat prin toate mijloacele regimul Iliescu să împiedice revenirea, care ar fi putut să fie reală sau era doar imaginată, a vechilor elite, a vechilor clase. Deci, pur și simplu, este o acțiune de tip neocomunist, o manipulare de acest gen. Nu știu, legătura cu tăierea boierilor, cu... Fiecare face legăturile pe care le... În mintea mea nu e vreo legătură specială între astea două lucruri. Ce spuneți? De ce? Da, eu nu prea ascult ce se cântă. Chiar la ora 5? Nu, de regulă încă dorm la ora asta și... Da? Și se cântă Deșteaptă-te române? Nu, cred că cineva a inventat asta la un moment dat și după aceea nimeni n-a îndrăznit să o schimbe, fiindcă e foarte greu să vii și să spui ia să nu se mai cânte Deșteaptă-te române. Ceea ce ar fi natural. Să spun la televiziune, de ce trebuie imnul național, că te scoți să te curzi cu imnul național, adică e exces de zel, nu în felul ăsta îți arăți patriotismul și nu în felul ăsta îți trăiești patriotismul, cum să spun. Nu, deci eu cred că ar trebui făcută ceva economie de cântarea imnului, de arborarea drapelelor, prefer moderația, dar e gustul meu propriu, cum să spun. Dar nu e vorba de da, cred că lumea nici nu se mai gândește la text. Credeți că atunci când se cântă Deșteaptă-te române, se mai gândește cineva de ce se deștepte, cum se deștepte, e adormit și trebuie să se deștepte? Pur și simplu, cântă și gata.
Nu cum se cântă, dar Marseieza. Marseieza are un text mai contestabil decât Deșteaptă-te române. Nu, e un imn de-a dreptul sângeros. Să vărsăm sângele impur al celor care ne invadați, se cânta și... Nu știu, și acum l-am auzit intonat cu cuvinte, nu? La campionatul de fotbal și... Da, da, e un imn teribil. Deci nu cred că cineva se gândește chiar așa la cuvintele respective. Vom reuși noi vreodată. Hai, ce? Să ne trezim? A, bun, păi puneți întrebarea așa direct. Deci răspunsul meu este că nu știu, bineînțeles. Nu, n-aș vrea să vă plictisesc cu prea multe răspunsuri de acest gen, dar la cele mai multe din întrebările care... Poate unora, nu știu, să li se pară că gândesc cam puțin sau că sunt debil intelectual, dar credeți-mă că în modul cel mai sincer spun cu o ușurință extraordinară, nu știu. Și îi admir pe istorici, sunt istorici care le știu pe toate foarte bine, ei știu. Și unde și când s-a format poporul român și de ce lucrurile s-au petrecut într-un fel și nu altfel, credeți-mă că nu știu. Și în istorie, nu știu de ce, în imaginația unora, istoricul este a toate știutor și a ceea ce a fost și a ceea ce va fi pe lumea asta. Eu nu știu o grămadă de lucruri. Sigur, din când în când, la întrebările dumneavoastră, mai încerc să spun și altceva, că dacă a zice mereu, ar fi o leacă plicticos și monoton, dar... Chiar credeți? Deci chiar că nu știu. Chiar că nu știu. Asta e o întrebare și mai grea decât cu formarea poporului român. Asta mi-amintesc mai bine decât istorie și mit, că e mai recentă, da. Da, da, nu, asta e clar că eu am scris-o și... Și să știți că nu plagiez de felul meu, da. În toate lucrurile, în viață. Sunt de acord cu asta, mai ales dacă am spus-o eu. Nu cred că de interpretare personală. Sigur, sunt diferențe și între indivizi, între istorici, dar cred că interpretările sunt diferite în funcție de unghiul de privire, care e determinat totuși cultural, ideologic, istoric. Istoria chiar în asemenea măsură încât să spunem de cap cu trecutul. Dar există... Cum să le zic, imperative ideologice, culturale, suntem fiecare, dar știm prea bine, suntem prizonierii mediului cultural în care trăim. Nu putem, cât am fi de original, cât am fi de genial, nu putem să ieșim din închisoarea asta temporală și culturală în care ne aflăm. Nu? Suntem oameni de început de mileniul 3, avem o anumită manieră de a gândi. Oamenii din evul mediu gândeau aceeași istorie, o gândeau cu totul altfel. Nu înseamnă că cineva are dreptate absolută și
Deci există un relativism în interpretarea istoriei. Asta nu înseamnă să fii cinic dacă constați că lucrurile sunt relative totuși pe lumea asta. Și depinde acum la ce vă referiți, nu știu. Bine, sau interpretările naționale, cum să spun. În anii comunismului amintesc, mai ales că am scris și eu o carte despre primul război mondial, mai ales căutând să înțeleg eu însumi și să explic, să pot explica cauzele războiului. Deci primul război mondial în România, din vremea lui Ceaușescu, era considerat un război imperialist în care dreptatea au avut doar românii, cum să spun. Ceilalți au purtat un război nedrept, iar românii, bineînțeles, au purtat un război drept, fiindcă întotdeauna românii au purtat numai războaie drepte. Or, asemenea, istoria devine caricaturală, cum să spun. Dacă ne satisface un anume orgoliu, bun, bravo nouă, dar nu știu la ce folosește. Cred că lucrurile trebuie privite măcar cu încercarea de a vedea și punctele de vedere ale celorlalți, partea de dreptate, cât o fi sau cât nu o fi a celorlalți, sau partea discutabilă a propriei acțiuni. Deci, ce să spun, nu e nimic cinic, cred. Nu văd de ce faceți referire la eventualul meu cinism, dacă spun că... Ce spuneți? Era de bine? Păi dacă e de bine, mi-l asum, da. Păi n-aveți de ce să mulțumiți că nu prea am răspuns, dar... bun, atunci e în regulă. Înseamnă că am răspuns fără să-mi dau seama. Spuneți. Da, nu știu dacă doar asta se fură. Ar trebui să se fură altele mai mult, fiindcă asta e mai ieftină, e mai subțirică. Da, nu se orientează hoții de cărți. Deci ar merita să fie furate astea legate, edițiile de lux germane. Eu mai curând i-a sfătuit să le fure pe astea, că e câștigul mai mare. Da, bine, și ce să răspund? Din ce motiv le fură? Nu, probabil că sunt niște hoți mai intelectuali și interesați de istorie și, mă rog, interesați oarecum de acord cu ce scrie adversarii le fură, poate le fură și adversarii. Da, vă mulțumesc pentru întrebări. Nu știu dacă v-am lămurit până la capăt, dar a fost mai mult un joc al întrebărilor decât o discuție aprofundată. Mulțumesc. Da, asta e un adevăr istoric care nu mai suferă. E cam rușinos să zici că nu știu bine, dar atunci știu, da. Eu nu sunt mare, da. Nu, dar bine, ziceți, da. Nu cred că e mai intelectuală, e mai altfel decât societatea românească, bănuiesc că sunt mai axați, mai integrați în contemporaneitate totuși decât noi cu întârzierile noastre.
Da, 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 bineînțeles, da. Dar nici nu știu dacă oamenii trebuie să știe atât de multe despre istorie. Cum să spun, și asta e psihologie românească. Adică noi ne justificăm la nesfârșit prin istorie. Americanii sunt mai pragmatici. Bine, nici n-au atâta istorie, cum să spun. Și, bun, își justifică acțiunile nu neapărat prin istorie, sau nu în primul rând prin istorie. Noi, că despre asta discutam, iarăși cu formarea poporului român, să mă mai lase în pace istoricii și propagandiștii de tot felul cu formarea poporului român, fiindcă e clar că aici se dorește ceva să fie justificat prin istorie. Nu este o discuție de dragul istoriei. Eu discuția, am mai spus-o și concret, de dragul Transilvaniei, cum să spun. Păi atunci eu pe șleau că e de dragul Transilvaniei, nu de dragul istoriei. Și să o tratăm altfel. Și dacă o tratăm altfel, am mai spus, treaba e reglată. Ne învârtim în cer, că-i auzi pe unii și istorici români de astăzi sunt foarte preocupați cum ne tragem din daci, cum ne tragem din romani, cât de latină este limba română și lucruri de genul ăsta. Adică facem în continuare o istorie care seamănă încă destul de bine, prea bine, cu școala ardeleană, nu? Cu ce făceau școlii, care erau perfect justificați să facă ce făceau. Că atunci, în momentul de cristalizare a ideologiei naționale, a națiunii române, adică oamenii au făcut o treabă solidă, dar au făcut-o acum două secole, jumătate, trei secole, pentru numele lui Dumnezeu. Bineînțeles că americanii, poate, deși poate să pară ciudat că o spun eu ca istoric, poate că e mai bine ca oamenii să nu știe chiar atât de multe despre istorie, ci fără istorie nu se poate trăi. Eu cred că e mai important oricum prezentul decât să te lamentezi cu privire la istorie sau dimpotrivă să te lauzi. Astăzi, în prezent, nu? Și într-un mers spre un viitor mai reușit. Da, da, nu, suntem, îmi dau seama, deci vedeți că sunt și lucruri pe care accept că le cunosc. Suntem în Dobrogea, da. Da. Dar se mai numeau și pe turcește într-o etapă mai târzie, da. Bine, dar lucrurile astea sunt bine cunoscute în mare, cel puțin. A fost un teritoriu care a trecut prin multe mâini și care a suferit multe transformări chiar în țesătura etnică și lingvistică, nu? A fost un teritoriu deschis, roman, sigur, la un moment dat, apoi bizantin, după aceea bulgăresc, după aceea puțin și românesc, după aceea otoman. Ce e aici? E vreun mister? Nu e niciun mister. Dacă au fost romane? Păi eu am învățat la școală că au fost, nu știu. Feniciene, da? Nu mai spun, nu știu, că m-ați certat, așa că... Habar n-am dacă a fost feniciene. Nu, dar dumneavoastră, vreau să ne lămurim un lucru. Știți cât de mare este istoria? Îi spuneți cuiva că este istoric, că a văzut toate, știe pe toate. Păi de unde să le știu pe toate? Pentru numele lui Dumnezeu. Istoria e tot ce s-a întâmplat pe lumea asta, de când e lumea și până astăzi. Și nu e doar istoria României și nu e doar istoria Dobrogii, oricât de important ar fi Dobrogea. Mai e și istoria altor țări, mai e și istoria altor continente. Eu cred că știu destul de multe lucruri și am scris despre subiecte variate, cum să spun, dar sunt și eu limitat
în cunoștință și în capacitatea de interpretare. Nu, mi se spune, ești istoric, ai documentele la dispoziție, documente pe care alții nu le văd. Bine, dar ce o să văd toate documentele care au apărut pe lumea asta de când există? Adică îi acordați prea multă știință unui istoric. Avem totuși o capacitate limitată în interiorul acestui câmp, practic nesfârșit, care este istoria. Păi cum credeți că eu fac așa paradă de neștiință, că mă laud cu neștiința mea? A, da, sunt convins că merită. Nu cred că ar trebui să existe toate punctele esențiale, dar tratate altfel. Nu, sunt... O, care sunt, Doamne? Păi vreți să vă facă... Să vă facă acum... Deci... Formarea poporului român, sau indiferent cum îi spunem, trebuie să figureze, bineînțeles. Nu prea îmi place expresia, dar mă rog, e relativ corectă până la urmă. Trebuie să figureze și marile întrebări. Problema asta a mileniului întunecat, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat. Trebuie să figureze și întrebări la care răspunsul este nu știm. Fiindcă se bagă în capul, vedeți, și până la urmă ajung ideile astea și în discuția noastră. Se bagă în capul copiilor la școală că istoria le rezolvă pe toate, le știe pe toate. Nu este adevărat. Sunt o grămadă de puncte controversate, sunt o grămadă de lucruri care sunt aproape necunoscute și așa mai departe. Deci bine, și cum s-a format România, e foarte important că totuși, țara asta n-a existat până acum 100 și ceva de ani. România a avut la un moment dat un șir de succese cu totul ieșite din comun. Cum să spun, că am avut noroc, că a fost contextul și crearea României la 1859, în primul război mondial, 1918. Bineînțeles că ce importanță au, nu știu, în primul rând, istoria o văd ca pe o disciplină care are o importanță intelectuală. O școală de patriotism neapărat, bineînțeles, dacă se adaugă și patriotismul, cu atât mai bine, dar nu cu prețul deformării istoriei, minimalizării celorlalți, ridicării în slăb peste măsura propriei națiuni, e un pericol aici, adică istoria poate forma patrioți corecți, poate forma însă și naționaliști, mergând până la extremele naționalismului. Nu, dar istoria școală, bineînțeles că trebuie să se facă. Trebuie să se facă pur și simplu, fiindcă a existat și fiindcă ne tragem din istorie. Lucrurile astea se explică greu, dar tot ce explici până la urmă cu privire la prezentul nostru, la lumea așa cum este, se explică sau nu se explică, dar în sfârșit se raportează la istorie, la ce să le raportăm. Deci, cred că istoria e o disciplină foarte importantă, dar cu observația că nu trebuie să se reducă la o infuzie și o repetare nesfârșită de date, de evenimente. Deci, într-adevăr, să fie tratată ca o disciplină intelectuală, se pună întrebări în care să se dezvolte imaginația copilului să explice și singur niște lucruri, să cauți explicații. Nu există o explicație unică. Domnule profesor, în cuprinsul unui interviu, vă arătați pesimist, susținând că entuziasmul s-a cam tocit prin lume. Vorbeați de epuizarea unor teme, că a fost creștinism, că a fost ideea națională. Că... O carte despre sfârșitul Occidentului, mă refeream la Occident. Da. În ceea ce privește Europa noastră, aia cu Brexit-ul, Uniunea Europeană în care se află și România, ideea europeană cu noile valori, da? Cu toleranță, lupta împotriva discriminării și așa mai departe, poate fi susținută în continuare în cadrul unui sistem coerent, transnațional? Bine, înțeleg că nu mai am voie să spun un știu. Aveți credit în alb. Deci eu nu să spun, eu sper ca Europa într-adevăr să se facă.
Și dacă vrem să se facă, trebuie să avem proiectul clar al unei Europe federale. Nu o Europă vagă, ca cum o dorea Marea Britanie. Deci ori o facem de adevărat până la capăt, ori dacă nu, va fi mereu în primejdie de a se desface și oricum competitivă, suficient de influentă, în lume, dacă fiecare țară își va avea propria politică externă și așa mai departe. Deci trebuie să admitem și transferul de suveranitate implicat de un asemenea proiect. Deci eu așa văd lucrurile, dar asta nu înseamnă că așa se va întâmpla. Întrebarea implicită era, este Uniunea Europeană un construct sau este un fabricat realizabil? Menținând identitatea fiecărei națiuni, dar... E mai puțin autentic. De națiunile, crearea națiunilor a stânit într-adevăr entuziasmul unei elite pentru națiuni. Oamenii au luptat, s-au jertfit pe baricade, în tranșee, deci nu prea îi văd făcând asta pentru Europa. Are o tentă birocratică mai pronunțată decât au avut națiunile în faza de crearea națiunilor a statelor națiune. De statele națiune, națiunile au fost o mare credință. Europa este, dar e o credință mai diluată decât au fost religiile astea, să le spun, religiile naționale. Asta e și primejdie, așa se și vede. Unii vor să o iasă, alții să o facă pe jumătate, alții să mai facem un referendum, alții se plâng de politica Bruxellesului și așa mai departe. Deci nu mai e credința care a existat atunci când s-au făcut națiunile. Asta mi se pare evident. Deci de aici și nesiguranța proiectului. Națiunile încă se țin destul de bine, cum să spun, chiar în manifestări care devin de-a dreptul naționaliste, eu știu, contrapondere fiind la afirmarea, după unii prea pronunțată, a structurilor europene. Dar dacă e vorba încă o dată despre ce aș vrea eu, ce sper eu, sper într-adevăr într-o Europa cu adevărat unită. Dar nu știu dacă cum vor evolua lucrurile, n-am nici cea mai mică idee, să-mi spună și mie cine știe. Aștept pe cineva care știe cum va arăta lumea sau Europa peste 50 de ani. Are România de astăzi personalități? Spuneați că ne aflăm într-o derivă, că la un moment dat poate o comunitate nu are personalități, dar oamenii cred că sunt personalități și asta conduce deci către mici. Deci eu cred, bine, spun așa la repezeală. Nu, pendelete. Nu, sau chiar pendelete. O listă, da. Și știți, astea sunt întrebări care conduc oricum la răspunsuri simplificatoare. Deci sunt întrebări periculoase, fiind exagerate prin natura lor și cel care răspunde... Este o asertiune a dumneavoastră. Oamenii tind la un moment dat nu, să creadă că sunt personalități. Nu, spun imediat, da. Deci dacă are România personalități, o să spun destul de brusc așa ceea ce cred și sigur e simplificator, dar deci ce cred eu? Cred că România are o clasă politică foarte proastă. Cred că s-ar trebui să ridice, să aplaude. Da. Și cred că are personalități intelectuale adesea remarcabile, dar care se pierd într-un mare amestec. Deci cred că este un amestec de competență și incompetență, de valoare și non-valoare, de excelență și mediocritate sau chiar impostură. Un amestec la care nu lipsește, cum să spun, un arbitru sau un judecător care să separe greul bine. Deci cred că amestecul ăsta este foarte păgubitor. Asta se vede și în sistemul universitar. De doctorate s-a tot vorbit, adică unele sunt plagiate, altele nu sunt plagiate, dar sunt niște lucrări de doi bani, cum să spun, compilații sau lucrări fără valoare. Altele sunt făcute la mari universități, tot de tineri români, deci și aici un amestec, dar nimeni nu se separă ce e bun de ce e rău. Societatea civilă,
care există. Titu Maiorescu avea un articol intitulat prin 1880 și ceva, l-am citat în ultima mea carte, l-am pomenit, adică intitulat Înlături. Cine spune astăzi Înlături? Cineva care să aibă autoritatea pe care a avut-o Titu Maiorescu. E o mare amestecătură în cultura românească. Deci ăsta e punctul meu de politică, unde, sigur, sunt și personalități valabile, dar care, ca notă generală, nu poate primi decât o notă proastă, și o intelectualitate căreia nu-i dau notă, fiindcă sunt și oameni excelenți printre intelectualii români, după cum este și multă impostură și multă mediocritate și tot într-un amestec generalizat pe care nu știu cine o să-l dezlege, o să-l despartă, o să separe apele. Domnule profesor, credeți că nu știu totuși. Am fost la Veneția cu voi și am văzut la parcurs de sala cărții. Am avut o senzație extraordinară, parcă eram la masă. Tot de se întâmpla chestia aceea cu 1500-1400 de chilini. Apare de nou, comunitesc, se știa deja că nu după cum cărți. Gândeam la ce feedback aveau acei oameni. Deci aveau feedback-uri. Gândeau la ani de zile, trei ani. Înseamnă, și m-am gândit că puteau să își permite și proiectau, își proiectau acțiunile cu o viziune de cel puțin 2-3 ani, 4-5 ani. Acum câteva sute de ani. Deci aceste popoare din Occident sunt problemă. Este doar că sunt anumite popoare care, datorită, știu, modului de a relaționa economic mai degrabă, au reflexul de a privi și de a proiecta în viitor. Și proiecția în viitor e posibilă, totuși. Noi ne mincivim, ca să spun așa, că nu poate fi de viitor. Dar cei care au reflexul ăsta de sute de ani, chiar pe să-l facă. Și noi ne amăgim când. Și atunci suntem ușor de manipulare. Avem o temă acum. Da, nu știu, englezii n-au reușit să vadă nici Brexit-ul de la o zi la alta, cum să spun. Englezii care? O bună parte dintre ei, da. Nu, dar și unii și alții nu erau mai curând, sigur că va ieși rămânerea în Uniunea Europeană. Nu, e un mic exemplu pe care l-am dat. Nu cred. Dacă te uiți la diverse proiecții occidentale, în urmă, să zicem, cu 50-60 de ani, nimeni n-a prevăzut că lumea care o distanță va fi dominată tehnologic, vorbind, mutațiile vor fi aduse de ce factor? De internet, de telefon. Te uiți la ce s-a scris în urmă cu 50-60 de ani, sunt alte proiecții. Deci, nu cred, dar bine, dacă spuneți dumneavoastră că gândesc așa, fiindcă sunt prea român, eu îmi asum apartenența la spațiul minoritic, dar nu știu cât sunt de român în maniera mea de gândire. Sunt eu. Atâta mă duce cap, atâta gândesc. Deci, nu cred, din păcate sau din fericire, nu știu, că n-ar fi o mare fericire să cunoaștem viitorul, n-am mai avea... Păi normal că trebuie să proiectăm tot ce facem în viitor, că asta îl deosebește pe om de animal, nu? Animalul trăiește strict în prezent, poate nici animalul, nu, doar exclusiv în prezent. Da, bineînțeles că trebuie să faci planuri, dar să intuiești cum va fi exact istoria, cum va fi exact lumea, asta e o chestiune mult mai dificilă, dar sigur că dacă faci planuri, ai și șansa să realizezi măcar câte ceva. Ideea asta ar fi. Până la urmă, nu poți să ții istoria sub control în totalitate, dar
o ții cât de cât, dacă ai un proiect clar definit și pe care îl urmărești. Asta e clar și asta cam lipsește românilor. Da, bine. Domnule profesor, și cu asta cu voia dumneavoastră, dacă este posibil, vom încheia. Spuneați profetic, ca proiecție, că vorbeam de proiecții, că regretați că România nu va ajunge la un echilibru istoriografic decât când va ajunge la un echilibru social și, nu, politic și economic. Asta asta. Da, am citat-o aici pe masă. Asta înseamnă că ne încântați cu, cu multe cărți. Nu, dar dați citatul, că nu știu. Citat, citat. Din păcate, România nu-și va căpăta echilibru când va ajunge într-o situație de echilibru politic și economic. Când am zis și eu asta? E dintr-un interviu, poate. E dintr-un interviu. A, bun. Și nu vi las. Întrebarea mai este. E cam brutală exprimarea. Pot să găsesc sinonime, pot să găsesc și echivalent, nu asta e problema. Cam marxist, așa. Nu, e pesimist, să rămânem la pesimist. Da, e pesimist, nu, dar nu recunosc. E probabil un jurnalist care a umblat puțin. Evident, dacă e un interviu. Dar bine, eu sunt de vină, da. E bine că ați trecut de la nu știu la eu sunt de deci va trebui să ajungem la un echilibru economic ca să ajungem la un echilibru istoriografic. Echilibru încerc și politic. Încerc să la întrebare. Întrebarea mea este ce cărți, că aveți mult de scris, că n-am ajuns nici la echilibru politic, nici economic. Ce cărți mai aveți în pregătire? Nu, să nu spuneți nu știu, că aici nu vă crede nimeni, la nu știu aici nu vă crede nimeni. Deci e o carte puțin legată de ce am discutat acum și despre istorie, despre viitor. Deci îi va spune, poate, sunt... Nu-mi place să vorbesc despre cărțile pe care le scriu. Nu știu niciodată cum ies, dacă ies până la capăt. Până acum nu mi s-a întâmplat, dar nu se știe niciodată. Dar în sfârșit, acum, cu toate riscurile de rigoare. Deci cartea mea se numește, s-ar putea să schimbe și titlul ăsta, se numește Un joc fără reguli despre imprevizibilitatea istoriei. În care mă refer la reprezentările asupra istoriei, la problema cauzalității în istorie, la cum se leagă sau... Da, o să vedeți, cam despre asta e vorba. Deci eu am așa proiecte... V-a întrebat despre proiecții, dacă am proiecții. Da. Nu știu, depinde... Depinde foarte mult și de câte o inspirație subită. Am scris de ce fel. Unii spun că asta e cartea mea fundamentală. Bineînțeles, e un eseu mai simplu, cum să spun, e departe de a fi o... Și... Dar e cartea cea mai citită, fiindcă venea cu un subiect foarte general, cu o interpretare tentantă, probabil, și așa mai departe. Dar am scris-o în funcție de o conjunctură. Am scris-o atunci în 2012, când a fost criza cu Băsescu, cu Puciu, cu Parlamentul, cu referendumul, cu toate, și m-au frapat românii, și cei dintr-o tabără, și din tabără. Degajată, cum să spun, cu care tratează legile, regulile și atunci am adâncit și Occidentul. Occidentul e o lume de reguli. De norme. De norme, da. De norme și de reguli care normelor respective. Sigur că unor pot să devină rigizi. Unor exagerează și ei. Dar mai bine să exagerezi respectând regulile decât să exagerezi cum fac românii ocolindu-le, nu? Bun, și... Pornind de la contextul ăsta și de la impresia asta, am scris de ce este România altfel. N-aveam deloc intenția cu câteva luni înainte să abordez un asemenea subiect. Sau cartea pe care am publicat-o la un moment dat despre Balcic. Nici prin cap nu mi-a fi trecut că o să scriu vreodată o carte despre Balcic, dar am fost pentru prima oară la Balcic acum câțiva ani. Și bun, m-au frapat locurile și proiectul care a fost... extraordinar, cum să spun, că crearea unui pol cultural, artistic, acolo unde nu pusese mare lucru înainte. Da. Deci, pentru bulgar, Balcicul nu reprezentase mai nimic, acum nici asta nu reprezintă decât un punct turistic.
Dar pentru român a fost o întreagă mitologie și m-a interesat să aprofundez puțin lucrurile astea. Am intrat în arhive, am căutat familii care trăiseră la Baltic și așa mai departe. Deci nu știu ce va interveni și până când va interveni câte ceva, că toate au un sfârșit la un moment dat. Dar e foarte posibil ca peste un an de zile să scriu o carte la care nici prin cap nu mi-ar trece acum să mă gândesc, nu știu. Cum ar fi? Iată că am întâlnit românii în Dobrogea de Nord. Da, despre Dobrogea ar fi interesant să scriu ceva, dar nu pot să scriu decât dacă ai, sau eu. Nu pot să scriu decât dacă am o idee, că trebuie un subiect pe care să-l pot frământa, să-l pot dramatiza într-un fel. În seara de astăzi v-a dat niște idei așa. Da, Dobrogea e un subiect fascinant, dar ce să scriu? O carte intitulată Dobrogea. Vă trimitem noi pe poșta redacției. Da. Mulțumim frumos! Încă o dată, invitatul serii de astăzi, distinsul de istoric profesor Lucian Boia, Ștefan Caraman aici, care este vinovatul, așa ca și la precedentul dialog cu Dichis pentru această întâlnire. Doamna, mulțumim foarte frumos! Dacă mai sunt cărți, poate mai sunt cărți pe acolo, că știu că erau puse în vânzare. Asta vreau da? Să spun. Domnul Boia, îl las pe domnul Ștefan Caraman. Este disponibil pentru autograf. O să aranjăm imediat aici o masă de aranjat. Știu că ați cumpărat cărți. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Poate răspunsurile mele n-au fost întotdeauna foarte mulțumitoare. Dar aflat cărți. Mele. Poate că în cărți am exprimat mai bine unele idei. Vă mulțumesc.